Dezasigu! Răți! Armat! Grupă în salvă! Armat! Grupă în salvă! Armat! Grupă în salvă! În momente dureroase în localitatea Nazna din județul Mureș. Fostul ministru al apărării a fost condus pe ultimul drum. Iuliana Damian este și ea acolo și vine cu mai multe informații. Te ascultăm. Bun găsit, în urmă cu foarte puțin timp s-a încheiat aici în cimitirul din localitatea Nazna din județul Mureș slujba de înmormântare a fostului ministru al apărării și al internelor Mircea Dușa. Fostul ministru a fost înmormântat aici în cimitirul din localitate. Vedeți acum, mormântul lui este acoperit cu coroanele de flori care au fost trimise de oameni cunoscuți, de politicieni, de oameni de peste tot din țară, dar și de reprezentanți ai armatei române. Încă se mai aduc coroane de flori care sunt puse aici pe mormântul fostului ministru. Sunt sute de coroane de flori care îi acoperă mormântul. Pur și simplu crucea de marmură nici nu se mai vede, atât de multe coroane sunt aici. Au fost clipe de durere pentru familia fostului ministru. Cele două fiice, extrem de îndurerate, cu greu și-au luat rămas bun de la tatăl lor. De asemenea, soția fostului ministru este sfâșiată de durere. Au venit astăzi să-l conducă pe ultimul drum pe fostul ministru al apărării, Mircea Dușa, foarte mulți oameni care l-au cunoscut, care i-au fost aproape, dar și politicieni de aici, din județul Mureș și din țară. A venit Mihai Fifor și el la rândul său, fost ministru al apărării. De asemenea, câțiva parlamentari au venit să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Dușa, care s-a stins din viață la vârsta de 67 de ani, după o lungă suferință. În 2017, Mircea Dușa a fost diagnosticat cu cancer. A luptat cu această boală cumplită, însă, din păcate, n-a reușit să câștige. Și iată că astăzi fostul ministru al apărării Mircea Dușa s-a dus la ceruri. Familia sa îl plânge în continuare, iar de asemenea oamenii politici spuneau că este o mare pierdere pentru România, pentru administrația publică locală, pentru că Mircea Dușa a fost un om dedicat carierei sale, un om dedicat României.